Bun găsit, stimați prieteni, ediție specială a emisiunii Proces Verbal. Ne aflăm pe Valea Prahovei, vă spun sincer că sunt plin de nervi. Am făcut de la Ploiești până la Comarnic 3 ore și jumătate. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră au pățit și pățim de ani de zile același lucru. Asta ca să, fiindcă aveam programat o emisiune alături de domnul președinte Iulian Dumitrescu, de domnul primar de la Comarnic. Vă mulțumesc, domnilor, pentru participare. Sorin Popa. Sorin Popa, da. Pentru că îl cunoaștem. Vă mulțumesc pentru așteptare, în primul rând. Domnule președinte, în spatele nostru se află bucăți importante din acea centură ocolitoare, un proiect pe care eu, ca și șofer, alături de milioane de români, și nu exagerez și nu ridic statui și nu eu îmi doresc centuri ocolitoare, îmi doresc un trafic normal pe Valea Prahovei. O să vă rog, dacă pentru început, câteva cuvinte despre acest proiect. Am vorbit împreună despre Bușteni și Azuga. Acum suntem la Comarnic. Da, el e un proiect foarte important, e un proiect de suflet pentru noi și până la urmă am vrut să arătăm că se poate, că noi suntem Prahova și că putem să facem într-un termen scurt, totuși vorbim de un mandat de 3 ani și jumătate, dacă socotim că a început în octombrie, putem să facem centura Comarnicului, de care s-a tot vorbit de mulți ani și de mulți ani, unul a venit cu cortul, l-a strâns, a plecat, adică știe cam toată țara ce s-a întâmplat. Nu știu dacă a crezut cineva că îl facem la început. Eu nu. Dumneavoastră nu, eu da, domnul primar da. Dar să vă spun cum a început. A început cu un telefon dat domnului primar, că trebuia să-mi spună cineva care știe cel mai bine, să-mi spună traseul. Pe unde credeți că am putea să facem centura Comarnicului? După cum vedeți, spațiul este destul de strâns aici. Da? Ne-am întâlnit la CJ și ne-am apucat, domnul primar a desenat traseul, cunoscând încă o dată cel mai bine cam cum ar putea să facem asta. După aceea am plecat la ideea că o să stea cam toată lumea în trafic, că ești prim-ministru, că ești președinte, că ești ministru transportului și la un moment dat, zic, de atâta exasperare de statul ăsta în trafic, spuneți dumneavoastră gluma, nu? Cu Comarnicul, nu? Da. Cu nevasta, dacă e când mergi cu ea până la Brașov, da. O spune. Ai timp să te și, da. Zic, facem studiu de fezabilitate. Deci ați mizat pe o reacție psihologică. Da. Dom'le, și ministrii stau și primul ministru, adică... Și am mai mizat pe reacția că oricum autostrada Comarnic-Brașov nu o să înceapă mai devreme de 2035-36, dacă o începe atunci. Am zis, ok, putem să luăm bani de la guvern, lumea fiind exasperată. Adică de sărbători este mai, astăzi ați făcut 3 ore jumate. De sărbători știți că se fac 8 ore. La orice sărbătoare, 8 ore. Mulți se întorc din E o rușine totuși, da, că toată lumea vrea să ajungă. Ăsta e cuvântul. E o rușine. Noi am vrut să arătăm că se poate. După cum vedeți, se poate. Și vede toată lumea că se poate. Ea e în execuție, dar doar dacă aș putea să spun, până las pe domnul primar, mai bine să ne spună domnul primar traseu și după aia aș vrea să spun eu cum am ajuns la punctul ăsta de execuție sau cum vreți... Domnule primar Popa, în momentul în care ați vorbit cu domnul președinte Dumitrescu și v-a spus despre idee, sincer vă întreb, că suntem prahoveni toți trei, suntem români, ați crezut? Sau cu alte cuvinte, domnul primar, haideți vă rog desenați o centură în prima fază, un traseu de fapt. Pe unde ar fi cel mai bun traseu? Pe unde ar fi cel mai bun traseu, da. Bună ziua și bun venit la Comarnic, vă spun. Da, în momentul când domnul președinte m-a sunat să discutăm despre acest aspect, eu, sincer, este adevărat că am și o așteptare destul de mare și atunci chiar am crezut, dar în schimb în jurul meu... A crezut pentru că mă respectă foarte mult. Au fost o grămadă de persoane, inclusiv colegi din primărie, care șeful de la urbanism mi-a spus, domnule, nu o să se întâmple, eu am fost la 10 de ședințe și la discuții de genul ăsta și nu o să fie posibil. O să mai fie o temă de politică și cam atât, nimic altceva. Am nădăjdui că se va concretiza și uitați că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat că astăzi să fim la locul unde se întâmplă acest obiectiv
se realizarea acestui obiectiv. Este extrem de benefică pentru orașul Comarnic, pentru comănișenii noștri, nu doar pentru cei care tranzitează orașul, pentru că în momentul când coloana este pe DN1, noi suntem blocați în cartiere. Este foarte greu să ieși din cartier. Aveți dreptate. Asta e vorba. Îmi spuneați într-o emisiune de la stânga la... Deci când ca să traversezi orașul, imposibil. Adică imposibil, o să ni se alăture în scurt timp și primarul orașului Breaza. Da. Deci și a fost un lucru extraordinar. Nu doar acest obiectiv s-a întâmplat în acești 4 ani la Comarnic, multe obiective care s-au realizat cu sprijinul și cu ajutorul domnului Iulian Dumitrescu. Ce să spuneți și noastră acum, mai domnul președinte, lângă dumneavoastră. Nu, dar normal. Un lucru care trebuie spus pentru cei din Comarnic. Scoatem traficul de acolo și el va fi doar pe centură. Traficul greu dispare din localitate, e normal să meargă pe centură, să poată și oamenii să facă centrul ăla exact cum merită cei din Comarnic. Cum am ajuns la finanțare? Pot să spun? Vă rog! Pot. M-am bazat pe chestia psihologică, dar chestia psihologică se pare că nu e chiar de ajuns în țara asta și atunci, la un moment dat, cei care desenează autostrada Comarnic-Brașov, de fapt o desenează pe Ploiești-Brașov, tot mă sunau că au nevoie de mine de la CJ. Și nu prea le răspundeam la telefon. I-am ținut așa o perioadă, fiind supărat că durează prea mult să se facă autostrada. Și la un moment dat, după ce am reușit să facem studiul de fezabilitate pe traseu indicat de domnul primar, zic, da, dacă pot să prelungesc eu centura Comarnicului, să se înțepe în viitorul traseu al autostrăzii, desenate de cel care proiectează la Cnair autostrada. Ar putea să fie finanțată din fonduri europene. Am vorbit la minister, am vorbit la comisie și lumea a spus, ar putea să fie finanțată, dar nu ne place denumirea. Bine ați venit, domnule. Bine ați venit, domnule primar. Primar. Da. Nu ne place denumirea. O să vă rog. Da. Schimbați denumirea din centura Comarnicului în varianta de descărcare Comarnic. Eu, dacă mă puneam, puteam să zic orice denumire vreți, și breteaua secolului din Comarnic, dacă vroiați. Dar am zis varianta de descărcare Comarnic, s-a ținut licitația, suntem în execuție, cred că se vede așa că se lucrează. Știți ce vreau să vă întreb? O să vă rog să ne prezentăm, să vorbim câteva lucruri și detalii tehnice în mare, evident. Domnule președinte, vreau să vă întreb de mult. În momentul în care ați venit, ați zis, bă, ok, avem spitalul județean. Și mai e ceva important. Suma totuși e derizorie. Totuși, și aici e derizorie? 50 de milioane de euro. La câtă lume stă, an de an, zi de zi, în trafic, sute de mii de oameni, totuși 50 de milioane e mai puțin decât e, nu știu, un stadion din nu știu ce localitate, exact, dacă vreți exact, așa. Exact, exact. Totuși, și vorbim de ore întregi, de nervi întregi, de... Despre milioane de români, despre accidente, despre comărniceni care stau în case, în weekend. Sau omul când stă 3-4 ore aici, pleacă nervos mai despre departe. Despre prezent adică, care stau în case în weekend, adică și în Breaza e aceeași situație. Exact, da. Deci suma e derizorie. Față de impactul. E o rușine că nu s-a făcut până acum. Știți ce vreau să vă întreb și de mult vreau să vă întreb acest lucru? În momentul în care ați ajuns la Consiliul Județean, am vorbit despre care e prioritate. Păi toate sunt. De la sănătate, la cultură, la infrastructură, la utilități, la apă, la canalizare, la gaze, multe. Ca să mă citesc, pe mine am găsit județul praf, unde mă întorceam, era ceva de făcut. Asta e concluzia, dacă vă uitați în urmă? Da, păi da, gândiți-vă că noi în 4 ani am reușit să aducem 3 miliarde de euro. În ceilalți 30 dinainte, doar 600 de milioane. Că până la urmă, planuri puteți să aveți o grămadă, putem să desenăm o grămadă, dar trebuie să știți să aduci bani în județ. Și noi am reușit în acești 4 ani. Am reușit și pentru tot ce ține de județ, dar și pentru tot ce ține de fiecare localitate. Am lucrat cu Bogdan Novac la Breaza, a făcut spectacol. Am lucrat cu Sorin Popa la Comarnic. Apa este începută, canalul este început, centura este începută, parcul a terminat, adică s-au mișcat. De adică asta este, de asta nu este atmosfera, prietenia, hotărârea pe care o avem toți, pentru că niciunul din noi n-a înșelat așteptările cetățenilor. Unii din noi, unii
chiar cred că le-am și depășit. Poate dacă am fi zis în 2020, eu cu Sorin Popa facem centură la Comarnic. Ce spune lumea? Am fi râs, da. Dar vă spun eu sincer. Eu cu Sorin Popa, eu cu Bogdan fac nu știu ce. Și atunci lumea ar fi fost... Reticentă. Da. A zis alții care promit. Ne transmitea reticența pe Facebook în mod sigur, cred că vă dați seama. Nu? Domnule primar Novac, spuneți-ne, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, această centură ce impact are asupra zonei și, în paranteză vă întreb, știu că sunteți un om extrem de direct, dumneavoastră în 2000, după 2020, când domnul președinte Dumitrescu a venit cu acest proiect, fraților, hai să facem centuri ocolitoare, că uitați autostrada, Năirul zice 2035-36, adică peste 12 ani, 12 ani din viața noastră, cu stat în trafic, cu ore, zile, minim ani. 12. Minim 12. Da. Ați crezut? În paranteză, vă întreb așa scurt. În primul rând, bună ziua. Vă salutăm și noi de aici, de la Comarnic. Și am întârziat un pic în emisiune. Traficul, domn primar. Încep doar cu o cifră. 9 km 45 de minute. De asta am întârziat. Atât ați făcut de la Breaza? Atât am făcut din Breaza, de acasă, până la dumneavoastră. Încă o dată îmi pare rău că am întârziat. Este rezultatul celor 30 de ani de nepăsare și în care nu a fost nicio viziune pentru județul Prahova și pentru majoritatea localităților. Dacă vorbim de acest proiect, nu că e de utilitate, este un proiect vital pentru ce înseamnă infrastructura rutieră din România. Recunosc că în 2020, după ce domnul președinte Dumitrescu a preluat mandatul și cred că la prima discuție pe care am avut-o îmi spunea de dorința dumnealui de a face centura Comarnicului, n-am crezut. Vă spun sincer că n-am crezut. În primul rând, era de competența GNAIR-ului să facă acest lucru. Așteptăm cu toții de 30 de ani de zile autostrada care se lege Ploieștiul de Brașov. Vedem că nu se întâmplă absolut nimic și am fost reticent la acel moment. Dar cred că la acest moment nu mai avem multe de spus. Adică oricât de răutăți ar fi, suntem pe un șantier în execuție, cu un rând de avans mare. Lucrările se pot vedea. Iar revin la ce spuneam, dacă discutăm de utilitatea acestui proiect, cred că indiferent de culoarea politică, indiferent de răutățile sau ura pe care am avea o politică, nu putem nega utilitatea acestui proiect. Cred că este de cea mai mare importanță pentru traficul de pe Valea Prahovei și pentru Breaza în special. De ce? Din cauza timpului pierdut în trafic, din cauza aglomerației care se produce în orașele pe Valea Prahovei. Inclusiv în Breaza, da? Inclusiv în Breaza. Păi lumea o ia prin... Vă spuneam, am făcut 9 km în 45 de minute. Nu, dar mulți se abat din DN1 și traversează Breaza. Așa și în Breaza este, așa arată Waze-ul. Da, da, da. Bare da. La bare și în Breaza. Sâmbăta și duminica este dezastru. Și în fiecare weekend, nu este doar bine acum o excepție în acest weekend. În fiecare weekend avem aceeași problemă. Exact ce spuneați, toți trei, eu văd aici lucruri avansate. Vedem și utilaje în spate. Aici văd două, aici pe că va fi un pod, din ce înțeleg eu, nu prea sunt tehnic. Da, ne-am dat seama, să știți. Da, da? Ok, nu, că nu e nici foarte greu. Îmi și asum. Domnule președinte, spuneați și la bușteni, adică le spuneți atât de natural de pe mine, cel puțin mă dezarmați. Domnule, sunt doar 6 km, sunt doar 8 km, dar de 34 de ani, de 30 de ani. Sunt doar 6 km, 4 poduri și totul valorează 50 de milioane. Adică vi se pare extraordinar, imposibil de făcut. Nu, nu, păi tocmai de-aia. Dar, și nouă la fel, da. Dar totuși mai e un aspect și trebuie comunicat, trebuie știut acest aspect. Că am auzit tot felul de teorii în această perioadă. Din păcate, România, din punct de vedere politic, s-a maturizat aproape deloc. Și în continuare mergem pe dezinformare și minciună. Trebuie spus și că acest proiect a fost demarat în actualul mandat de la zero. Nu exista nicio hârtie scrisă. Noi în 2021, nu exista niciun fel de intenție. Noi trei ne-am apucat să facem SF-ul, studiul de fezabilitate. Adică să nu mai auzim și vis-a-vis de acest proiect. Era studiu de fezabilitate făcut de 15 ani. Nu exista absolut nimic. Noi nici cea mai mică viziune pentru această centură a Comarnicului. Domnule președinte, dar în momentul în care ți-a ajuns la... Dar traseul ei doi, ca să fie, da, bine? Traseul este unul prietenos, domnule primar? Da, este unul... Pe înțelesul nostru, al plăiștenilor bucureștenilor. Poți să completezi ceva, mă rog. După ce am semnat contractul de finanțare, am scos la licitație și zic, gata, am scăpat de toate obstacolele. Ce credeți? Cel care desenează autostrada Ploiești-Brașov
s-a gândit el că totuși parcă e mai bun traseul nostru unde ne înțepasem noi, că vine peste noi aici ca să fie sigur că nu se mai face nici centura. Dar până la urmă am avut susținere la minister și lucrurile au mers foarte bine, am putut să scoatem la licitație, deja în execuție, nu mai este niciun obstacol. Dacă ne aștept Dumnezeu, într-un an de zile ar trebui să fie gata. Sunt totuși doar 6 km și 4 poduri. Deci 1 iunie 2025, iulia, iunie, care vor purta numele, da, a 4 personalități prahovene. Măcar vrem să facem asta pentru prahoveni. Vă rog, domnule primar. Traseul va începe de la podul la Breaza, acolo va, da, fi capătul acestei ocolitoare. Vine ușor pe lângă râul Prahova, calea ferată. Traversează la un moment dat Prahova la, în fața fabricii de la Vultru, va fi un sens giratoriu ca să poată să preia și intersecția de la piață din Comarnic. Pe această cale mulțumesc tuturor cetățenilor din Comarnic pentru înțelegerea și pentru că de multe ori ne-a semnalat probleme care trebuiau rezolvate din punct de vedere tehnic, adică cu racordurile către cartiere. Da, și asta a fost un mare aport al cetățenilor, pentru că dânsii fiind din zonă ne-au semnalat probleme care pot apare. Și continuă pe râul Prahova. Ăsta care pod e? Al câtelea e din partea? Al doilea. Aici e al doilea, unde ne aflăm. Și acolo e al treilea, bănesc. Da, nu, urmează după. Al și treilea... al patrulea este în zona... E un viaduct înalt. Podul, da, Uneag, care e un viaduct cel mai greu de executat, este în... acum se află în execuție, se lucrează la piloții forați pentru a face sensul giratoriu care vine suspendat. Se lucrează la ora asta? Da, deci deja se lucrează și în zona aceea. Da, păi cam pe toate. Sunt atacate toate. Exact, ca ele să pot fi unite la un moment dat. Se fac lucrările cele mai grele și apoi acolo... Doar se leagă. Și unde iese? Iese deasupra școlii de la Posada. Deci în curba de după școală. Da. Am zis, deci, dincolo de Posada. Puneți-ne nouă, noi conducătorii. Vis-a-vis de muzeul Cinegeti, de mai bine, mai jos. Ok, deci undeva... Se termină cu toate trecerile de pietoni, cu absolut totul se... Până începe panta. Și atunci, Breaza și Comarnic vor fi transitate în principiu, vor fi 99% de către localnici sau de către turiști care doresc să rămână în Breaza și Comarnic. Ați descoperit și Comarnicul turistic, da? Exact. Deci nu e doar Comarnicul pur și simplu, că nu e pe DN1. Și atunci tot traficul va fi... Domnul președinte, vreau să vă întreb de 4 ani de zile și tot... Deci acum era să uit întrebarea. În momentul în care ați ajuns și ați văzut atâtea probleme și ați zis, bă, DN1, de unde e ideea asta cu centurile ocolitoare? Fiindcă, ce spunea și domnul primar, ține de compania națională, de autostrăzi și infrastructură, rutieră, ce bine sună. Ideea o avea, cred că, toată lumea. A fost doar o ambiție a noastră, până la urmă, că totuși e păcat de județul ăsta, până la urmă, să fim cunoscuți. Este unul dintre cele mai frumoase. Pentru noi este... Cel mai frumos. Cel mai frumos. Este sufletul nostru aici. Așa este. Dar să stai la Comarnic, să stai la Bușten, să stai la Azuga, nu face nimănui plăcere. Adică nu-mi place oamenii când vin pe aici să se enerveze, dar nu din cauza frumuseții locului, ci din cauza traficului. Nu? Aș vrea toți să fie fericiți aici, dacă pot să enerveze mai departe de Prahova. Pentru că noi suntem Prahova, parcă spuneați. Pentru că noi suntem Prahova, da, exact. Da. Așadar, iunie 2025, vă rog. Azuga Bușteni, în schimb, are 18 poduri, este mai complexă decât asta. Noi aici avem 4, e mult mai rapid de făcut. Cealaltă e puțin mai complexă, dar și aceea este deja licitația adjudecată și urmează să înceapă proiectarea. Am realizat, am vorbit împreună cu primarii din Sinaia și Azuga. Așadar, domnule președinte, luna iunie 2025, Comarnicul nu va mai fi un punct negru, cum spunem noi conducătorii auto, din punct de vedere al traficului, evident. În drumul spre Valea Prahovei. 6 minute. 6 minute. Da. Tot această ocolire. Vă mulțumesc mult de tot. Aș mai avea, dacă îmi permiteți, două detalii pe care aș vrea să le completez. Uitați-vă totuși de ritmul de avans și termenele obiective estimate pentru finalizarea lucrărilor. Să nu uităm un lucru. În România a fost un subiect care a strânit interes la nivel național
și lucrări mult mai ușoare și pe o lungime mult mai mică au durat 7 ani de zile. Și vă spun de Botul Basarab din București. Întâmplător știu destul de bine zona și subiectul. Pe de altă parte vreau să mai spun un lucru. Este prima dată în Brahova când s-a început un proiect trecându-se peste culoarea politică. Noi la momentul anului 2020, noi trei care suntem acum de față, fiecare eram în alt partid politic. Nu s-a ținut cont de culoarea politică, nu s-a ținut cont de simpatii politice. Pentru că noi suntem Prahova. Pentru că noi suntem Prahova și pentru că punem pe primul loc Prahova și administrația. Apropo de culori politice, așadar când sunt proiecte importante, traficul, apropo, ca și sănătatea, ca și educația, traficul nu are culoare politică. Politice. Vă rog, domnule primar. Pentru că fiecare dintre noi am conștientizat că avem obligația toți să ne gândim la cetățean. Cetățeanul este prioritatea numărul 1. Iar aici mai mult decât prahoveanul e românul. Și avem doi primari cu realizări excepționale în ultimii 4 ani. Au schimbat fața locului și le-au pus pe un trend, că au o grămadă de proiecte, emisiunea de centură, că dacă vorbeam de Breaza, stăteam până diseară. Dacă vorbim de Comarnic, la fel, până mâine dimineață. Doar că acum suntem doar pe un subiect centură, care o să schimbe mult și Breaza și Comarnicul. Vă mulțumesc, domnilor, pentru participare. Mă bucură ca și conducător auto, ca și român, să văd stadiul lucrărilor. Să știți că este primul ploieștean care calcă pe asta. Dar sunt prahovean, domnul președinte. Dar primul ploieștean. Una e să zici s-a început și alta e să vedeți, dragi prieteni, exact care este stadiul lucrărilor. Vă mulțumesc mult de tot. Iunie 2025 vă propun să ne reîntâlnim aici, fiecare în mașina lui, pe centura ocolitoare a Comarnicului. Vă mulțumesc mult de tot. Vă rog, mulțumim și noi. Vă mulțumim că ați venit la Comarnic astăzi. Și noi vă mulțumim că împreună reușim să faceți centura asta ca să, și la Comarnic să venim doar la dumneavoastră special, nu să fim nevoiți fiecare weekend. Vă mulțumesc mult de tot, vă doresc succes. Aici mulțumim. Punem punct acestei ediții speciale a emisiunii Proces Verbal de aici, de la Comarnic, dragi prieteni, de pe Valea Prahovei. Rămâneți sănătoși!